am o echipă formată din 5 și cu mine 6. Așa că m-am dus și am așteptat pe colegii mei. Cine în echipă? Liviu, Andrei, Cosmin, Margherita și Gina Pistol. Hai băiatul, aici tati! Aici sunt tăticule, aici! Hai băiatul, nu tata! Oh. Hai mai bine urcă mata! Hai cu asta! M-am uitat unde dacă s-au dus, când ei s-au băgat într-un lift. Și i-am luat direct cu bine ați venit. 20. Ce vrăjeală! Mă iubește că știți cum e, când dai bani împrumut cuiva, trebuie să-l iubești, să te rogi de sănătatea lui, să trăiască, să fie în putere, să facă bani atât de mulți, încât să-ți dea bani înapoi. Nămărine! Băga-mi aici, s-a deschis! De ce nu-i bani și pe ăștia? Păi de ce? Cine face mișto? De uite, mă, că-i stă bine, mă, pe aia mă. Pentru el era un calvar să reziste împreună cu mine 4-5 zile. Dar acum, 6 săptămâni, zi de zi să muncească cu mine. De-abia aștept să văd cât rezistă. Ești acolo? Nu mai vreau. Nu, mă, doare-mi. Hai, să veni să ieși fără mine. Băi, vină cu a... Ești în colegii mei. Echipa... Bună ziua. Bună ziua. Liviu Barbu. Da, Bermina. Ne-am mărind de fiecare dată când mă vede mândru, ce băiatul meu. Liviu Barbu. Adică, cum? Ai auzit? Da, Liviu Barbu. Deja s-a trecut în numele meu. Margherita, îmi pare bine. Da. Credeți-mă că mă numeam Barbu și mai pentru mai puțin bani. Dar acum s-a păcălit. Adică chiar nu trebuia să-mi dea atâția să mă numesc Barbu. Am zis Liviu Barbu, poc. Mai mi-a pus o săptămână acolo mai până îi dau banii. Mai zis de ori Barbu, dau de ziua mea, Martin. Da. Vă spun ce cumpărături trebuie să facem. Da. Și acolo facem și două echipe. Ce echipe? Concurs. Nu, facem concurs. Mi-aleg eu. Da. Nu, no, eu. Păi de ce să aleg? Hai, veți încoace. Acum, nici acum nu mai știu ce a fost în capul lui. Ginuța, așa. Seleși și Margherita. O echipă. Da. Și o echipă. Mai reuși, mă. Știi de ce le iau? Să le responsabilize, de milă. Să fie cu noi. El tot speră că o să fiu băiatul lui. Și automat, fiind băiatul lui, un pic din gen asta nebună, el crede că mi-a dat-o și mie un pic. Acum eu mai zic da din când în când, așa că nici nu vreau să-l supăr, că a trecut deja termenul de când trebuia să-i dau bani și dacă, știi, îi aduc aminte. A, să-mi dai bani. Și atunci îi zic da în continuu, că și așa nu mă doare gura. Da, vrei, vin, da, vrei, fac. Da, nu vreau. Așa. Uite aici. Așa, mă obligă cineva, nu vreau. Stai, măniță, asta e lista voastră. Da. Și asta e lista noastră. Eu am zis prima oară, bă, nu vreau. Dar bă, că m-am uitat în echipa adversă și am văzut-o pe Margă și pe piticul ăsta de grădină, am zis, lasă că mai bine cu toate cuțul meu, cu siguranță câștigăm. Ce înseamnă să fii cu Hodorog în echipă? Vezi, ești relaxat, nu mai alergi, nu mai aia. Unde stă taburuții cu lui? Doi albaști. E lua? Da, dă-i încoa. Da? Stai să mă întrebi. Da, de ce? M-am descurcat, bineînțeles, că fiind... Băi, mai mare responsabilitatea când știi că ești în echipă cu un șef, cu un dictator, cu un hitlerist, e mult mai mare responsabilitatea, că n-ai cum să-l faci de râs. Nu, că eu trebuie să-mi pic la asta, că altfel să zice lumea că sunt putoare. Și o să afle toată lumea și nu trebuie să afle lumea că eu sunt chiar putoare, deci... Gata, băieți, vin acum! Gata, fire al dracu, gata. Ți-ai făcut treaba? Iau... Covoare de baie, astea unde le găsi? Le am eu aici. Până unde ai luat? Nu, am luat astea ultimele, eu astea. Până la prosoape și am luat până aici. Perfect, e gata. Te auzi. Zic, auzi, balza cioară, îi face Dumnezeu cu tine. Bă, mai ai ceva? Nu, am terminat. Hai repede, hai, vină cu ce-i mai tare. Gata, vine cu acasă. Stai așa. Gata, stai așa un pic. Hop, ușor. Hai că mai am Andrei să vină cu ăla. Ne-am dus la casă, am ieșit. Cronometrul am făcut în vreo 15 minute. Mamă, ce mai am de luat? Nimic. Mai am. A, ai terminat, mă? Ce vreau să văd un pic ăsta. Nu-l opri prostră, că e în favoarea mea, boule. Cum dacă l-oprești? Păi dacă l-oprești, am timp mai puțin, nebunule. Oprește-mi. Sunt pitule, eu am 27 de secunde, nebunule, tăi 19 minute. Eu am 19 minute. Oh, no! La mine trece timpul altfel. L-am oprit că am terminat, nu? Bă, când am terminat, nu oprim? Avem nevoie de noi, am terminat cumpărăturile de jumătate de an. Unde-i coșul, bă? Ai luat coșul, nebunule? Jur! Să moară, facem glume de-astea! Jur! Moș Martin cu rapandulele lui, că nu pot să le zic altfel, ne-au luat și ne-au ascuns căruciorul, ca să nu trecem noi înaintea lor. Unde-i coșul, bă? Eu la un moment dat am găsit un cărucior, că ne încurca lumea, eu n-am luat absolut nimic. Toată lumea mă acuză pe mine că eu fur, că eu hoț, că eu aia, că eu aia. Hai să le luăm asta, deci. Asta stare lor? Da. Să punem pe la loc, așa, nu?
să le punem la loc. Pe oricum au pierdut. Acum eu, ca un bun cetățean, am luat căruciorul și l-am dat mai cote ca să treacă cumpărătorii. Au început să mă acuze că cine a furat căruciorul, cine a furat căruciorul, dacă l-am împins un pic mai tare, că sunt foarte forțos, și l-am împins sub niște covoare. Problema mea, unde s-a dus căruciorul? Eu oricum, ori de câte ori mai concurez, eu fără neamorin, nu, n-am cum. Deci n-am cum. Înseamnă responsabilitate? Da. Deja... Asta e responsabilitate, să ai un bătrân înțeleg lângă tine pe care să te bazezi continuu. Să știi pentru tine continuu și mai... să se uite. Cum ai zis? Mai... Dar cine n-are un bătrân, să-l cumpere. Cine l-are, să-l... Cine are, să-l... Să-l cupe, să-l... Așa? Ați văzut vreodată niște învingători de la spate? Ia uitați-i, hai! Cu țeapă așa? Ia uite, mă, niște țepare am mai văzut. Ha, cu aia ruginit așa, mă, ajungem ăștia? Nu cred că așa. Cu toate pânzile sus, fără pânze. Nu știu exact, era o bărcuță din metal așa, care scotea foarte mult fum. Cred că era fumătoare. Ce e asta? Asta e a noastră? Asta merge frumos. Dar nu e, mă, ce frumos e în ea. Când au văzut barca, nu când au văzut barca. Când au văzut barca, au crezut că e o glumă. Asta e a noastră, băi, ne-am da, da, da. Are și fermoar, mă? Hai să sau așa. Băi, Marine, ești nebun? Băi, aveți pături. Hai, când ți-am zis eu? Când ți-am zis eu că aveți o barcă? Haide, mă, că vă ajutăm. Hai, gata, gata, băi. Gata, vrăjeală. Sări, sări, ridicule, sări. Hai, bagă-te. Mie mi-a părut rău așa un pic. Credeți-mă, că parcă l-am văzut așa pe stele și tremura un pic bărbița aia. Nu se poate. Cât de inuman. Și acum când o vede pe noi cu șampanie frumos trecând pe lângă ei, oh! A plecat cu rugina aia. Vrei ce să zic? Mie pare rău că te-am neglijat atâția ani. Eu vreau cu matare echipă de acum încolo toată viața mea. Da, eu vreau de când să mă responsabilizez. Mă, jocurile, mă, și plecăm noi cu aia. De când vreau să aud asta, să aud de toată țara. Da, eu am greșit, da. Eu am greșit. Eu vreau să mă responsabilizez. Să stau și eu cum ai stat atât ca un boier toată viața. Da, bine, iau și eu ca un sclav. Uite, bă, șampanie, bă. Ah, vai cum, bă. Șampanie, gogule. Bă, păi Ei, dar să ne înțelegem că eu nu l-am iertat de tot. N-ai cum să iert 7 ani de chin pentru două ore pe o barcă. Eu am luat bătaie, nu jucărie, să ne înțelegem. Eu chiar am luat bătaie. Asta e așa. Hai, tăticuțule, să nu cumva să pățești ceva, mai ales acum, că ne-am împrietenit. Hai, hai. Că suntem prieteni. Ia să vezi aici, avem aici. Hai, mă, cum o fi, mă, fetele alea să meargă cu ăla și noi cu asta? Prost am început, mă. Dacă-mi trecem, îi servim cu prăjitori, le dăm un pic de șampanie. Hai, ce-o să faci? Ai început să fii bun acum la bătrânețe, dar înainte când erai cu mine nu era așa, bă. Vreau să o dau de pomană de viu. A, și de ce nu mi-ai dat mai devreme? Dacă tu ți-aduci bine aminte, eu ți-am zis cu-ți bani. Tot la mine ajungi. Neamorin, îl iubeam pe Neamorin în perioada. Era ca și cum în momentul ăla mi-ar fi dat bani împrumut. Fix așa sentiment puternic n-am mai avut de când mi-a dat banii și când eram pe barcă cu el. Aia mă înseamnă să fii învingător, bă! Ce vrei să te faci când vei fi mare? Învingător? Da. Acțion. Sau nu? Ce vrei să te faci când vei fi mare? Prieten cu barbă? Ia uite! Ai, mamă, ia uite! Ne-am intersectat cu această fumătoare pe drum. Ferească Dumnezeu și Maica Domnului, n-am văzut în viața. Deci tristețe mai mare decât în barca aia nu exista. Dar cu cine ești, mă, bă? Cu cine ești? Cu capitanul Hulk? Nu vreți o șampanie, băi? Bă, bem în cinstea voastră, mă! În gât să vă stea șampania, să vă înnecați! Marine? Marine? Ia măcar fetele. Iei fetele? Iei fetele? Ce-ai zis? Iei fetele? Ce-ai zis? Bă, măcar fetele, bă, bă, fetele, bă. Ia fetele, le iei! N-aud ca mă ăla Alzheimer sau cum e, n-am. Adică atât de greu era încât el trebuia să salveze fetele. Păi tu nu vezi, bă, că stăm înghesuiți? Ești nebun, tu nu vezi că stăm înghesuiți? Unde să mai luăm fetele? Le-am zis la așa, nu, bă, nu le luăm. Bă, hai mă să luăm fetele, toți, luăm fetele cu noi. Vreți să luăm fetele, să lăsăm singuri pe aia? Da, da, da. Haide, bă, dă fetele cu aia! Da, da, da. Hai, fetele, și, hai! Hai, Ginuța! Mamă, frate, altă mă pup și pe, mă pup și pe mine că te-am luat? Mă pup și pe mine că te-am luat? Mamă, ce tare, băi, așa da, mai zic și eu! Mai 4 ore! Ești fericit? E mișto, nu? E bravă, nu? Mi se rupe sufletul, băi, pe cuvântul meu de onoare! Și mie! Mi se rupe sufletul! Aici e? Piticul din poveste, poc, cu șprițul la masă înaintea noastră. Oh!
A rămas așa, zic, băi, nu o să poată, al dracu a făcut el ceva și a ajuns înaintea noastră. Bine ați venit la Kerhana! Dar cum de-a mamii lui a făcut? Nu știu ce cherosen, merosen o fi băgat în afumătoarea aia de a ajuns înaintea noastră, dar a ajuns înaintea noastră. Stăpânul Deltei, mi se spunea mai de mult. Cum ai reușit, mă, Harry Potter? Vedeți că ne-au venit niște turiști. Da, avem ceva turiști, aveți grijă, ocupați-vă de ei dacă avem camere libere, nu? Dacă nu, pe ponton. Băiatul, tati? Parcă prin vis, așa, vă dau cuvântul meu, adunare, am auzit că bate Neamărin la ușă. Suntem la Kerhana, la Crișan. Dacă nu mi-era dor de ceva, fix de asta mi-era dor. Hai, vreau să te văd, să-ți văd doar ochiul. Prima oră dimineața, când tu faci ochi și îți vine să omori pe cineva, să vezi. Băiatul tati! Băiatul tati! Hai, băiatul tati! Băiatul tati! Da! Băi, tu știi că mi-e dor de tine! Cel mai lung drum e din pat până la ușă. Să te văd, îți văd așa frizura dimineața. La mine a venit frizerul. Bună dimineața, băiatul tati! Ce faci, băiatul tati? Hai! Ai văzut? Da, te-am văzut și frumos, arăți dimineața așa. Meriți să te căsătorești, că arăți bine dimineața. N-ai față de prost, n-ai față. Te fac nebunule. Așa e când ai colici, bă, nu poți să dori. Ești de-a dragul cu colicii tăi. Colici, Am o să aminte de toți ăia 7 ani de chin. Mi-am